umblați cârmâiți de Duhul Sfânt fără a împlini poftele firii pământești. Am încheiat citatul pe care l-am cules din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5. Meditând cu atenție la această sintagmă și fiind totodată motivați de dorința reală a înțelegerii tainelor lui Dumnezeu, remarcăm astăzi unul dintre cele mai importante principii ale vieții de creștin, și anume să ne supunem în totalitate sub autoritatea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu, care este Dumnezeu din Dumnezeu, partea Trinității și care lucrează în noi și prin noi. Duhul Sfânt ar trebui așadar să se regăsească în gândirea și în atitudinea practică a fiecărui credincios autentic. A fi însă supuși în totalitate Dumnezeirii și în speță Duhului Sfânt este o mentalitate care, din nefericire, a început să lipsească aproape cu desăvârșire din viața noastră cotidiană. Deși, în mod ironic, susținem sus și tare că o practicăm. De ce spun asta? Pentru că prezența lui Dumnezeu în propriile vieți ar trebui să se vadă în mod natural, atât în comportamentele practice, cât mai ales în vorbele noastre de zi cu zi. Și nici de cum în declarații pompoase și laudative care să nu fie transcrise sau dublate de practica vieții. În ceea ce te privește, alege asta să fii un om sincer. Și dacă nu îl ai pe Duhul Sfânt în tine, să-l cauți. Și să lași doar sinceritatea să se manifeste afară. Să nu practici ceea ce nu înțelegi. Să nu emani în fața celorlalți ceea ce nu este de fapt în tine. Pentru că nu vii face altceva decât să-i induci pe ei în eroare. Fii un sincer, real și diligent steward al lui Dumnezeu. Fii un prieten al Duhului Sfânt și atunci, cu certitudine, El se va manifesta prin tine. Fii binecuvântat!